Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Frații Grim, cenușărea sa. A fost odată un om putre de bogat și omului ăsta s-a întâmplat să-i cadă nevasta greu bolnavă. Și când a simțit că îi s-a apropiat sfârșitul, femeia și-a chemat la căpătâi singurul ei copil, o fetiță, și i-a spus Draga mamei, orice ți s-ar întâmpla, caată să fii întotdeauna bună și cu suflet neîntinat. Acesta zicând, femeia își mai privi odată copila și închise ochii pentru vecie. Fetița se ducea în fiecare zi la cimitiri și plângea amar la mormântul moaică-sii. Când a venit iarna, să zăpada se așternu ca o maramă albă peste mormânt, iar în primăvară, când razele soarelui o topiră, o mușluă o altă nevastă. Femeia asta, de-a doua, și aduse în casă cele două fete pe care le avea. Fetele, nu-i vorbă, erau frumoase, dar pe cât de luminos le era chipul, pe atât de întunecat și plin de răutatele era sufletul. Pentru fata cea vitregă începu a curge de acum înainte zile pline de amărăciune. Ce proastă asta se cade să stea cu noi în odai? O brufluiră, fetele. Cine vrea să mănânce, n-are decât să muncească la bucătărie cu ea, că acolo e locul. Îi luară straele ei cele frumoase și o cu o vechitură de rochie cenușie și o încălțară cu niște papuși de lemn. i am privit la domnița asta mândră ce gătită e, strigară fetele mașterei luând-o în râs. Și-o duseră în bucătărie într-un alai de bat joc. Aci o puseră să robotească din greu de dimineață și până că cădea noaptea, să se scoale până în ziua, să care apă, să aprindă focul, să facă de mâncare și să spele rufele. Și, ca și cum asta n-ar fi fost de ajuns, câte și mai câte, numai puneau la cale cele două surori haine ca să-și bată joc de ea și să o necăjească într-una. Iar când nu mai pridida de câtă treabă avea de făcut, ele zvârlau linta și mazărea în cenușă de trebuia să o aleagă bob cu bob. Seara, fata cădea frântă de oboseală că muncea de se spetea toată ziulica. Dar cum nu avea un pat unde să-și întindă oasele trudite, se cuibărea în cenușă lângă vatră și până și somnul era numai chin și amar. Și fiindcă, din această pricină, era Totdeauna plină de cenușă și murdară, îi ziseră în râs sa. Într-o zi, tatăl fetelor se pregătea să plece la un iar și mai înainte de a-și lua rămas bun, apucă să le întrebe pe cele două fete vitrege ce daruri voiau să le aducă de acolo. Pro ochii frumoase!" strigă una. Bă, mărcăritare și nestemate!" zise a doua. Dar ție, cenușăreasă, ce-ți dorește inima să-ți aduc?" întrebă că sunt în sfârșit. Cea din tâi rămurică, ce soanina de pălăria dumitale la întoarcerea acasă, pe aia să o rup dragă tată și să mă aduci. La iar maloc, omul a avut grijă să cumpere pentru fetele vitrege rochii frumoase, mărgăritare și nestemate. În un spre casă, când fus să treacă printr-un desiș înverzit, îl atinse o creangă de alun și dădu jos pălăria de pe cap. Atunci și-a mintit de rugămintea cenușăresei, rupse creanga și o, -o cu sine. După ce a ajuns acasă, dărui fetelor vitrege, ceea ce dori să fie iar cel înșăresc cranga de alun. -al Fata îi mulțumit din suflet și către seară se duse la mormântul maică si, să di crenguța în pământ și început să plângă atât de amarnic că lacrimile picurare pe ramură și o udară. Și crenguța crescu moare și se făcu o mândrețe de copac. De trei ori pe zi se ducea ce sa la mormântul mai și de fiecare dată zărea cât o păsărică albă, lăsându-se din zbor pe câte o creangă a alunului. Și ori de câte ori avea fata vreo dorință, păsărica ei împlina și arunca din copac tot ce-i poftea inima. Și s-a întâmplat ca odată împăratul să pună la care o mare petrecere care trebuia să țină trei zile încheiate și a poftit la spăți pe toate fetele frumoase din împărăția lui. Pasămite împăratul gândea când chipul acesta, feciorul său, o să aibă de unde să-și aleagă mireasa. Când aflară că fuseseră și ele poftite, la petrecere, cele două surori nu-și mai încăpură în piele de bucurie și chemând-o pe ce înșărea să-i porunci Fiind de nepiaptă, n Și treci de lustruiește-ne și condurii. Mă și cătărămile să ne ducem la petrecerea de la Palatul Împăratului. Fata a făcut precum i se poruncise, dar plânse cu lacrima mare din pricină că ar fi dorit și ea să se ducă la petrecere. Și fiindcă îi plăcea tare mult să dânțuiască, se rugă de maică să vitregă să îndure și să o lase și pe ea. Ce mi-au -mi durechile, ce nu se o să prefăcuai uimită maștera. Ești toată plină de praf și de murtărie și încă mai năzuiești a te duce la petrecere. Poftim, n-ai nicio rochie mai ca lumea pe tine și nici încălțări în picioare ai și ai vrea să dănțuiești? Și cum fata stăruie cu lacrimi în ochi în rugămintea ei, maștera să înduplece și în cele din urmă zise. Ia uite aici, răsturnat o strachină de linte în cenușă și de ești în stare ca în două ceasuri să mă alegi toată linta, atunci o să te îngădui să mergi la petrecere. Cenușărea se ieși în grădină, pe ușa din dos și prin se a striga. Blânde porumbițe și voi turturele și voi păsări ale cerului, veniți cu mine de mi ajutat să alegem linta. Bobul bun, e în ulcică, iar cel rău, îngușulică." Apucă să sfârșească bine vorbele acestea și numai ce sosiră în zbor două porumpițe albe și intră de pe fereastra în bucătărie. După aceea se-i viră două turturele și apoi într-un lung ala veniră toate zburătoarele cerului lopătând ușurel din aripi și se să răcutate în jurul vetrei făcându-și loc în... Cenușă, porumbițele clătinare din căpșori și început să ciugulească ele întâi pic, 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 apoi toate celelalte începură să ciugulească și ele pic, 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 până cealaltă de seră, boabele cele bune și umplu strachina vârf cu ele. Nu trecură niciun ceas de când păsărele se apucă de a ales lintea și acum mântui seră treaba și își lua zborul pe fereastra de afară. Fata îi duse mamei vitrege strachina și se bucura în gândul ei, crezând că o va lua și pe ea la petrecere, dar mașterea i te scurt. Nu, fată, degeaba te ții scai de mine, nu te pot lua cu noi, că n-ai nici straie frumoase și nici să dănțuiești, nu știi, și tare mi-e teamă ca să fii numai de râsul lumii. Ce nu și să se pune atunci pe plâns și dacă văzu asta, mama ei vitregă, îi zise, ei, hai, dacă până într-un ceas ești în stare să-mi alegi din cenușă două străchini de linte, să știi că te iau și pe tine. Dar în gândul ei, mașterea și zice, las că nu a să poată să facă una ca asta nici în ruptul capului. După ce vitrega răsturnă două strachin de linte în cenușă, fata se duse în grădină pe ușa din dos și strigă Plânde, porumbițe și voi turturele și voi păsări ale celui veniți cu toate de mi-a ajutat să aleg lintea, bubul bun, icinul cică, iar cel rău în gușulică. n -apucă să sfârșească bine vorbele astea și numai ce susire în sport două porumbițe albe și intrare pe fereastră în bucătărie. După aceea se-i viră două turturele și apoi într-un alai veniră toate zburătoarele cerului lopătând ușurel din aripi și se așezară cu toatele în jurul vetrei, făcându-și loc în cenușă. Porumbițele clătinare din capșor și începură să ciugulească ele întâi, pic, pic, pic. Apoi toate celelalte începură să ciugulească și ele, pic, 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 până ce aleseră boabele cele bune și împlură strachina vârf cu ele. Nu trecură Veni jumătate de ceas și păsările îi zbutiseră de ales lintea și zburară, iar pe fereastra afară. Fata îi duse mamei vitrege, străchinele cu linte și se bucura în gândul ei, crezând că de această dată o vor lua și pe ea la petrecere. Dar mașterea sunt potrivi și acum. De ce aba te omor cu firea, că tot nu o să te iau cu noi, nu vezi? N-ai nici traie frumoase și nici să dănțuiești, nu te pricep. Ce, vrei să ni se facă rușine cu tine? Îi întoarse apoi spatele și plecă la petrecere cu fetele ei cele fudule. După ce rămase singură singurică în dată casa, cenușărea să se ducă la mormântul mamei sale și așezându-se sub în alun grei, alunaș, draga alunaș, scutură te rog, și mă îmbracă în straie de argint, numai aur și argint. Pasărea cea albă, care se afla în alun, numai cei zvârli de sus, o rochiță sută, toate în aur și argint și o pereche de conduri cu alesături de mătase și argint. Cenușele să se îmbrăcă în grabă și se duse la petrecere, dar maștera și cu fetele ei n-au avut cum să o recunoască, zicându-și că era pe semne vreo fată de împărat de pe alte plaiuri, atât arăta de frumoasă rochei țestă din fire de aur și argint. La cenușărea să nu se gândiră nicio clipă, căci o credeau acasă lângă vatră, alegând linta din cenușă. Dar, cum o zări pe fată, feciorul împăratului și înainte, o prinse de braț și o pofti la joc. Și nici nu mai vrut să dănțuiască cu altă fată. O ținea mereu de mână și când se apropie cineva, să o poftească la dans, îi zicea de la obraz, nu se poate, că dănțuiește numai cu mine. Dănțuiră împreună și pe la ceasul când se îngâna noaptea cu zorile, fata vrut să se ducă acasă, mergi și cu tine, că vreau să -ți țin de urât cât o dura drumul, zise feciorul împăratului. Dar, de fapt, el dorea să afle cât mai degrabă a cui era mândrețea asta de fată. Fata, scăpând să printre degete caprăsnelul și ajungând acasă tot într-o fugă, se ascunse în porumbar. Feciorul de împărat așteptă până ce venit tatăl fetei și spuse că fata cea străină cu care dănțuise-l toată vremea se pitulase în porumbar, moșneagului, numai ce-i trecu un gând primit. Ei, drăcia dracului, nu cumva o fi cenușărea asta? Dar degeaba se grăbi să deschidă ușa porumbalului, că nu o găsi pe nimeni înăuntru. Când intrară cu toții în casă, o găsiră pe cenușărea sa, stând în cenușă, îmbrăcată în aceeași traie rufoase dintotdeauna. Și numai lumina slabă a unui opați care pulpia pe Căminul lumina încăperea. Pasă minte ce nu șerea să se furișase cu dibăcie afară din porumbar, alergase într-un suflet la alun, se dezbrăcase în pripă de straile cele frumoase și le pusese pe mormânt. Iar pasărea cea albă le luase de acolo, de nu se mai putea desluși nimic. Apoi fata se îmbrăcase iar în înțele ei rufoase și se așeză în cenușă lângă vatră. A doua zi, petrecerea se porni din nou la palatul împărătesc și după ce părinții și surorile ei vitrege plecară într-acolo, cel să se grăbi să se ducă la alun și zise Alunaș, drag, aluna, scutură, te rog, -te și mă îmbracă în straie de argint, nu mai aur și argint. Atunci păsărica i-a o rochie și mai frumoasă decât cea din ajun și când veni fata la petrecere îmbrăcată mândrețea, aceea de rochie se minunară tot de frumusețea ei mai văzută. Pasă-mi de de împărat se până atunci ca pe ghim și-o tot așteptase să vină. Când o văzu apărând, îi se luase parcă greutate de pe inimă și ieșindu-i în întâmpinare o pofti de la joc. Și ținându-o de mână, parcă să nu o piardă, dânțui toată vremea numai cu ea. Iar de să o poftească cineva la joc, el îi zicea, nu se poate, că dânțuiește numai cu mine. Când se lăsară negurile nopții, fata a vrut să îi se piardă urma, dar tânărul crai o vestea din vreme și se furișă după ea ca să vadă unde se duce. Vezi însă că fata a făcut ce a făcut și scăpă de sub ochi, strecurându-se în grădina din dosul casei, unde crescuse de ani și ani un păr mare și frumos încărcat cu pere minunate. Fata se cățără printre craci, sprintenă ca o veveriță și feciorul de împărat îi pierdu urma. Aștepta el din nou până ce veni tatăl fetei și zise, toate această străină și frumoasă mi-a scăpat iar și după cât îmi dau seama s-a ascuns în rămurișul părului ăstuia și moșneagul trecut din opringă. Ei, drăcia naibii, mare, n-are fi cumva în sa? Luă o scară, o priponi de copac și urcă până în vârf, cercetând de-a rândul crăcile, dar de găsi nu găsi pe nimeni Pilat în frunziș. Când părinții și sorurile vitrege se reîntoarseră acasă și intrară în bucătărie, o găsiseră pe ce să lângă vatră, sunt în cenușă ca întotdeauna. Vezi bine că și de această dată o luase înainte al tăicăsu și furișându-se până la alun fermecat, lăsase acolo mândrețea de strai și se îmbrăcaseră cu ponosite și rufoase. A treia zi, Cenușarea să așteptă până ce plecare din nou părinții și surorile vitrege și apoi se duse el la mormântul mai și și grei pomului. Alunaș, draga luna, cutură de rog, și mă îmbracă în strai de argint, numai aur și argint. De această dată, păsărica aruncă o rochie atât de frumoasă și de strălucitoare cum nu s-a mai văzut alta pe pământ. Iar Condurii era cu totul și cu totul din fir de aur. Când se-i vi la petrecere îmbrăcată cu rochia aceea, oaspeții nu mai știu răce ce să zică, uimiți de atâta frumusețe nepământeană. Feciorul de împărat dânsui iarăși numai cu dânsa și devenea vreunul și căuta să poftească la joc, numai ce zicea celuia drept în față. Nu se poate, că dânsuiește numai cu mine. Când să se ivească zorice, ce să a dădu iar să plece pe nesimțite, dar feciorul de împărat se luă numai decât după dânsa și se întâmplă ca zgâtia de fată să se strecoare cu atâta dibăcie că tânărul Crai îi i îi pierdui de această dată urma. Vezi însă că el pusese la cale un vicleșu și se ungă din vreme treptele cu smoală. Și când Genușărea s-a coborât în goană câteva trepte, condurul din piciorul stâng îi rămas agățat în smoală. Piciorul de împărat îl ridică și în palma lui stătea cum un condur mic și drăgălaș, împletit cu totul și cu totul din fier de aur. A doua zi se grăbise la tatăl fetelor și arătându-i condurul îi zise, Fata, pe al cărui picior se va potrivi condura acesta, numai aceea îmi va fi mireasa juruită și de nicio alta în afară de ea n-am nevoie." Când auzi răspusele tânărului Crai, cele două fete ale mașterii se bucurară grozav, fiindcă și ele aveau piciorul micuț. Cea mai mare se duse cu pantoful în și de față cu maică s-a să în calțe. Dar pas de l încălță, dacă poți, tu cel mare nu încăpea de fel, că tare mic mai era conturul. Dacă văzu așa, maștera se întunecă la față, dar nu pregetă să-i pună în mână un cuțit zicându-i Ce mai aștepți, taie degetul de la picior, că o să fii curând și nu o să mai trebuiască să umbli pe jos. Fata își reteză degetul și cu chiu cu vai încăță condurul. Apoi, abia putând să stăpânească durerea, se înfățișă înaintea tânărului crea și acesta, urcând o pe cal, Lângă el, porni cu ea către casă, socotindu-o aleasă inimii lui. Dar vezi că drumul de înapoi reducea pe dinaintea mormântului și când fură să treacă pe acolo, numai ce auziră cele două porumbițe strigând dintre crăcile alunului. Vai, condurui tare e mic, parcă -n... Clește așa o strânge și înăuntru-i nu mai sânge, că tot curge pic cu pic. Nu-i mireasa adevărată, ea -i pe aproape și te așteaptă. Atunci feciorul de împărat cătă mai culoare aminte la piciorul fetei și băgă de seamă că sângele curgea din el fără contenire. Pe loc, întoarse calul și ducând fata acasă, le zise părinților că asta nu-i mireasa adevărată. Apoi mai adăugă că ar dori să încerce și cealaltă fată conduru. Cea de-a doua fată se duse în iatac și când dădu să încerce conduru ce să vezi, vârful piciorului se potriva ca turna, dar călcăiul era prea mare și rămase afară oricât se străduie ea. Dacă văzut mașterea asta, se îngălbeni de ciudă, dar nu am putut sta mult pe gând și punându-i un cuțit în mână, un bolti. Ce te mai canonești degeaba? Nu vezi că așa nu-i chip să-l încalți? taie din călcăi și gata, că o să fii în curând împărătață și nu o să mai trebuiască să umbli pe jos. Fata reteză din călcăi cu chiu cu vaia pea de putut să încalțe condurul. Apoi, stăpânindu-și cu greu durerea, se învățișă înaintea fiului de împărat. Acesta o aburcă pe cal lângă sine și plecă spre casă, dar când trecu prin drepta lunului, porumbițele prinseră din nou să dea zvon. Vai, condorul tare mic, parcă în o strânge și înăuntru nu mai sânge, că tot curge pic cu pic. Nu-i mireasa adevărată, ea pe aproape și te așteaptă. Feciorul de împărat se uită cu mai multă luare aminte la piciorul fetei și băgă de seamă cum podidea sângele din el de un plură ciorapu al până sus. Îndoarse calul și când o pe mireasa cea mincinoasă acasă o lăsă plocun părinților ei. Nici asta nu e cea adevărată grăie el cu în glas. Au, nu mai aveți altă fată și nu vă îndurea să o dați de la voi? Nu, nu mai avem alta, răspunse tată feciorilor. Ba, cum să spun, de la nevasta din tâi mai am una, obiată, ce nu și o nu cenușărea să da nici vorbă, nu poate fi ea mireasa. Feciorul de împărat ceru să fie adusă înainte, dar maștera sări cu gura de parcă ar fi mușcată de șarpe. Nu, nu, nu se poate înălțimea ta, că e prea rufoasă. Nu se cuvine să se arate lumea în lume halul în care e. Dar tânărul crai ținu morți și s-o vadă și stărui într atâta, că până la urmă trebuie să o cheme vrând nevrând. Vezi însă că fata a grijă să se spele din vreme pe mâini și pe obrazi și când se înfățișă feciorului de împărat, se înclină înainte, iar el îi întinse pantoful de aur. Fata se așeză pe un scăunel, scoase din picior papucul de lemn ce trăgea câteva ocale și încălță condurul care îi venea ca turnat și când se ridică fata și tânărul crai îi privi chipul o pe îndată că doar ea era domnița care dănțuise și care îl robise cu frumusețea ei fără pereche. Și nu și putu stăpâni strigătul. asta mira mireasa cea adevărată. Maștera și cele două ofice ale ei încremenire de spaimă, auzindu-l ce zice și ciuda le înveninare într-atât că se traseră la față și se făcură galbene ca șofran. Dar feciorul de nu le învrednici nici măcar cu căutătură și luând-o pe cenușăreasă pe cal lângă sine, porni cu ea către casă. În clipa când recură prin dreptul al alunului, cele două porumbițe albe ca ne-au aprins răciripii, dând zvoană bucuroase, vezi conturul tare mic, dar de strâns de fel nu strânge și înăuntru nu e sânge, că n-a curs măcar un pic, ea e s- adevărată, mult dorită și visată. După ce strigară vorbele acestea, șloara un două zborul și rotindu-se, se așezară ușurel pe umerii fetei, una la dreapta și alta la stânga, și au rămas așa pe umerii celușelesei tot timpul cât s-a prăznuit în un tampărătească.